Acuzații extrem de grave la adresa unui medic din Gorj din partea unui bărbat fost lăutar în vârstă de 56 de ani. Bărbatul îl acuză că medicul l-a mutilat după ce a trecut prin mai mult de 40 de intervenții chirurgicale. Aristică Lalău susține că doctorul nu avea competența pentru a putea face operații estetice. Bărbatul povestește că în anul 1997 i-a fost extrasă o măsai, iar de atunci a început calvarul. După 40 de operații a ajuns să nu mai aibă buza superioară și să fie desfigurat. Medicul se apără însă și susține că este nevinovat. Din asta l-a acuzat de altceva. Dar nu răspund acuzațiile astea, nici nu sunt cuțul medicală. Greșeala se vea că a făcut o greșeală, nu la care... Medicul. Da, medicul, da. Că nu trebuia să-mi fie vulvar. Dar câte operații ați făcut? Extrem de multe. Câte? Din 1997 până? Am fost 38. Evoluția bolii a fost doar în cavitățile sinusului, fără să comunice cu gura. Dar, deci, cu necroză la nivelul osului, dar din interiorul sinusurilor maxilare și fosă. Mutilat de medic, gorjeanul se simte acum respins de lume și suferă extrem de mult. Vrea ca medicul care l-a făcut să arate ca un monstru să plătească. L-ați iertat? Nu știu, să înțeleg că cu Dumnezeu nu le-ar fi că mi-a dus răzbeți. Vreau să mă cusufăr. Sunt conștient că arăt cum arăt, mă sunt conflexat de felul cum. Nu mi-am, cum să zic, mă privește cu dispreț. Dar aveți ceva să vă reproșați? Mie? Ce să mă reproșez? Ce simțiți când îl vedeți așa? Nu au cuvinte. Știți cât a suferit? Știu. Foarte mult. Foarte mult. El se consumă, ca să spun așa mai pe direct. Se consumă foarte mult cum se vede. Cum a fost el și cum a rămas. Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost nevoit să renunțe la meseria de cântăreț de muzică populară după ce a fost mutilat. Doctorul Mihai Stăniloiu a precizat că bărbatul suferă de o boală pe care nimeni nu i-a descoperit-o, iar din această cauză a ajuns să arate astfel. Bărbatul din Gorj a apelat la instanță pentru a-i se face dreptate, dar a pierdut. Acum crede că doar CEDO poate să-i mai facă dreptate.